Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Astăzi se reia campionatul mondial de fotbal cu faza sferturilor de finală după două zile de pauză. Avem două super meciuri, Croația-Brazilia și Olanda-Argentina, primul de la ora 5, al doilea de la ora 9. Mâine se joacă celelalte două sferturi de finală, Maroc-Portugalia și Anglia-Franța. Noi o să discutăm în dimineața asta despre mondial, dar o să discutăm despre mondialul de la care Ișvan Kovács, ca o paranteză, a fost trimis acasă. N-a arbitrat niciun meci la centru, a fost rezervă, însă se întoarce arbitru român de la campionatul mondial cu 90 și ceva de mii de euro, bani câștigați de dolari, bani câștigați de la FIFA pentru prezența la campionatul mondial. O să discutăm în dimineața asta însă și despre ce se întâmplă în fotbalul intern, unde e un haos la Craiova, club care l-a demis pe Mirel Rădoi, sau mă rog, naiba știe ce s-a întâmplat. Rădoi și-a dat demisia, clubul l-a demis pe Mirel Rădoi. Cert este că lucrurile sunt tensionate, au fost tensionate la Craiova și vor fi probabil tensionate, pentru că mai mereu se repetă un lucru. Sorin Cârțu intră în conflict cu antrenorul aflat pe banca Universității Craiova. S-a întâmplat și acum. Rădoi chiar i-a răspuns lui Cârțu. A fost un schimb de replici între cei doi. A intervenit chiar și soția lui Sorin Cârțu într-o postare pe Facebook. Mă rog, ca la Craiova se întâmplă lucrurile. O să discutăm și despre Cupa României, o competiție care nu prea are niciun haz, însă avem sferturile de finală. O să vorbim un pic și despre asta. Ieri a apărut o informație cum că unul dintre meciurile din faza grupelor, din ultima etapă din faza grupelor, ar fi suspect de trucare de meciuri, pentru că de aranjament pentru pariuri, pentru că nu era nicio miză la meciul respectiv sportivă. Asta este competiția pe care Federația a rejuvenat-o, cum se spune în lumea asta de la FRF. Mă rog, discutăm așadar despre fotbal, despre antrenori, despre condiția antrenorului. Mergem și discutăm cu antrenorul Ciprian Panait, antrenor și profesor Ciprian Panait. Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Ia uite câte cupe ai acolo. Cupele... Ce cupe ai tu acolo? Da, sunt cupe. Sunt mai multe cupe câștigate de studenții noștri de la UNEFS. Eu acum sunt în birou la mine la universitate. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, nu? Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, da? Care anul ăsta sărbătorește anul centenar. Se împlinesc 100 de ani de la înființare. Și e cazul ca și prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Să urez la mulți ani facultății, universității, colegilor noștri și foștilor profesori care au pus piatra de temelie și care au dus mai departe standardul și acest brand care este Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Un brand care mă face să fiu mândru că sunt și o parte din, știu eu, o mică rotiță din acest fantastic angrenaj care ține steagul sus în domeniul educației fizice și sportului de performanță în România, pentru că e normal să precizez, sunt vreo 19 facultăți, plus încă vreo 5 programe de formare de antrenori sau de profesori la alte universități care nu au profil. Și vreau să spun că din toate acestea noi suntem în top și prin tot ceea ce facem din punct de vedere al procesului didactic, al infrastructurii și al organizării, vom rămâne. De aici pleacă teoretic antrenorii, ar trebui să plece antrenorii cu carnetul ăla de antrenori, dar în momentul ăsta e un blocaj, înțeleg, între... Da, așa este. Este un blocaj și e o parte de legalitate pe care eu n-o stăpânesc, da? Dar știu că se fac demersuri din partea conducerii universității noastre, din partea domnului rector, din partea doamnei decan și a prorector, doamnei prorector, să deblocheze acest sistem, pentru că așa este normal. Noi avem o școală de antrenori, suntem singura acreditată care putem să certificăm antrenori, dar am înțeles că se întâmplă, nu știu, cum să zic, acest blocaj este din cauza sau datorită, știu eu, unor dispute legale, care sper eu să fie rezolvate foarte repede, pentru că avem studenți care sunt mult mai buni decât cred unii, avem studenți care au fost mari fotbaliști și care și așteaptă dreptul să se intre în fotbal de performanță ca antrenor sau ca membru în staff-urile tehnice și care pot ajuta fotbalul românesc. Asta e, din păcate, asta e o dispută care pe mine mă depășește, v-am spus, e la nivel legal, dar eu sper să se rezolve foarte repede, pentru că fotbalul românesc are nevoie de
de specialiști, are nevoie de specialiști care să-și pună piatra viitoarei cariere ca antrenori la noi, iar perfecționarea, bineînțeles, la un alt nivel trebuie să se desfășoare la Federația Română de Fotbal, la școala de antrenori, corect. Da, da, dar uite, realitatea e, mă uitam înainte să intrăm în direct, mă uitam peste lista cluburilor din Liga 1 și avem așa, FCSB angajează un antrenor care e doar un paravan pentru Pintili, Strizu, CSE Universitatea Craiova are o problemă în momentul ăsta, oricum antrenorul pe care l-avea de-abia își luase licența pro, la un moment dat era fără licență pro R2 pentru că nu avea BAC-ul, mă rog, a avut o întârziere în a-și face studiile pentru licența pro. Cine mai e? Botoșani are un antrenor tot așa pus în așteptarea unui alt antrenor la FC Argeș aflat în momentul ăsta, adică Croitorul, care și el este un antrenor care n-are toate lucrurile în regulă. Deci mă rog, la Mioveni iarăși e un antrenor pus așa de... E o ligă întâi... A fost Poenarul la UTA, Poenarul. A fost iar Croitorul la Craiova, la exact, deci, adică Craiova, la e o bâșbâială așa după antrenor. Adică în Liga 1 antrenorii sunt luați, băgați în malaxor fără să aibă multă experiență, fără să aibă tot în regulă cu acte, cu... Da, din păcate asta, cum să spun, noi discutăm de Liga 1 pentru că e cea mai vizibilă, dar asta e un... Știu eu, e o caracteristică a societății noastre. În toate domeniile, eu cred că nu suntem foarte stabili, nu avem, știu eu, foarte mare înclinare să respectăm regulile. Asta e părerea mea, fără să jignesc pe nimeni și, din păcate, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta la nivelul Ligii 1, văd că devine o, cum să zic, o obișnuință, devine ceva normal. Nu cred că... Știu eu, ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva. Din contră, eu cred că ar trebui să fie soluții de moment aceste, știu eu, aceste provizorate, situații în care da, okay. Un club numește... Da, provizorate, dar din păcate din ce realizez eu, aceste provizorate depind de rezultate. Dacă un antrenor sau cel care ocupă poziția de antrenor în momentul respectiv la un club, dacă are 2-3 rezultate bune, atunci se mută munții ca să îi dea și, știu eu, să-l împingă în față, să poată să acceadă, știu eu, pe calea scurtă către licențe sau... Eu totuși observ că Federația a făcut pași importanți în respectarea acestor reguli, în respectarea termenelor pentru care un antrenor se poate înscrie la licență. Sunt mult mai strict și eu apreciez chestia asta, însă eu, din punctul meu de vedere, pentru Liga 1 și pentru cluburi, eu cred că e o palmă mare, pentru că cei care se uită din străinătate și credeți-mă că vorbesc în fiecare noapte 2-3 ore, cel puțin cu prieteni de-ai mei, cu impresari, cu jucători și când discut despre Liga 1, mă mai întreabă ce se mai întâmplă și am spus, uitați-vă, citiți și ce știm, că la voi totul e ciudat, zice, nu putem să înțelegem. Așa că... Cam asta e. Din păcate mă doare când spun chestia asta. Credeți-mă, din păcate mă doare, dar asta e realitatea. Vă dați seama, toată lumea citește. Asistenții mei în Portugalia citesc presa în România și spun, zice, bun, noi știam, unul dintre ei chiar a fost foarte aproape să, la un moment dat să joace la CFR în perioada când CFR-ul a câștigat primul titlu. Și ce știu, România, o țară extraordinară, cunosc mentalitatea, dar totuși parcă e prea mult. Vă dați seama și asta spune unul care a fost aici. Da. Da. Uite, te întreb și pe tine cum ți se pare din exterior povestea asta cu Rădoi. E un tip atipic, un antrenor atipic, un antrenor care preferă să povestească foarte mult înainte de meciuri. Cum vrea să joace, cum vrea să blocheze adversarul. Explică după meci cum vrea, ce a vrut să facă, ce a ieșit, ce nu i-a ieșit. Mă rog, e viziunea lui, e unghiul lui asupra ceea ce s-a întâmplat. Dă afară 4 jucători din lot și vorbește deschis despre asta, povestește. Pe ăla l-am dat afară pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia. La nicio lună distanță după momentul ăsta al excluderii a 4 jucători, dintre care 2 au fost ulterior rechemați, Rădoi părăsește Craiova. E un sacrilegiu ăsta în fotbal să vorbești tu ca antrenor despre problemele tale din vestiar în public? Nu. Un lucru e cert, că
Eu vorbesc în numele meu acum și nu sunt un exemplu. Eu niciodată n-am discutat problemele care le-am avut în vestiar, bune sau rele, n-am discutat în presă. Asta e, dacă vreți, deci repet, eu nu judec pe rădoi. Eu discut cum aș reacționa eu. Eu prima dată când intru în contact cu lotul de jucători, mă uit în ochii lor și le spun următorul lucru. Niciodată, orice problemă s-ar întâmpla între mine și voi, dinspre mine nu va ieși un cuvânt în presă. Okay. Tot ce am să vă spun, bun și rău, va fi aici, în fața voastră, dar în momentul în care eu v-am spus ceea ce eu cred, bun sau rău, în momentul ăla ștergem cu buretele, mergem mai departe și încercăm să dăm maximum fiecare. Asta e un principiu al meu. Și n-am pierdut nicio echipă din mână reacționând așa și mai ales mai mult decât atât, am fost pus în situații în care n-aveam altceva de făcut, dacă nu ieșeam în presă să spun ce ar fi trebuit să spun, pierdeam, eram dat afară, dar mi-am asumat asta și am spus nu. Mi-am dat cuvântul și m-am uitat în ochii a 25 de jucători, eu niciodată nu o să fiu un trădător. Și aha, credeți-mă, okay, am ajuns să pierd, însă m-am dus în vestiar și jucătorii m-au primit foarte bine și au spus, uite, ăsta e un om care își respectă cuvântul și merită să luptăm pentru el. Deci e cuvântul trădător, e un cuvânt trădător ăsta pe care l-ai folosit și cred că e valabil în toate vestiarele. Fii atent, uite, țineți un pic ideea, discutăm acum cu Pavel Badea, a fost mijlocaș la Craiova, a fost jucător în Japonia, a fost jucător în Elveția, un fotbalist important de după 1990. Bună dimineața, domnule Badea! Bună dimineața! Ce faceți? Campion cu Craiova 91, am uitat să zic asta, și câștigător de cupă. Da. Păi, sunt la club, la noi. Știți că sunt directorul clubului Forțiul Stea Craiova. Da. Club care are 15 secții și în care fotbalul este partener și unul dintre sporturile care fac parte din cadrul clubului Forțiul Stea Craiova. Ok, bun. Bănuiesc că e o situație ingrată totuși în momentul ăsta să vă întreb de povestea de la Craiova, însă vă întreb și dumneavoastră răspundeți ce doriți dumneavoastră. Cum vedeți că a fost fotbalist și ca om important în istoria clubului ăstuia, ce s-a întâmplat acum? Adică e o neliniște care se vede urât din exterior. Păi, în primul rând, în 2013, când am pornit acest parteneriat, l-am pornit din dorința de a avea o echipă care să reprezinte regiunea, care să nu fie implicată în scandaluri, în situații tensionate, în lucruri care să aducă un minus imaginii a ceea ce reprezintă clubul sportiv Stea Craiova. Da. Ceea ce în momentul actual, din nefericire, știți că nu se întâmplă. În sensul că dacă sunt totuși 9 ani în care Stea Craiova n-a fost implicată în scandaluri majore, în situații tensionate, și că am fost un exemplu pentru alte cluburi din punct de vedere al modului de organizare, modului de desfășurare al activității, iată că acum s-a ajuns într-o situație în care transmitem neseriozitate, transmitem incertitudine, transmitem lipsă de profesionalism, ceea ce nu este în regulă. Ok. Există o... Aveți o explicație pentru povestea asta? Păi, explicația constă în faptul că alegerile pe care le-a făcut Rotaru în ultima perioadă în ce vizează antrenorii a fost, neinspirată. Cel puțin neinspirată. Ah, okay. În sensul că lipsa de experiență a unora dintre antrenori, coroborată cu egoul imens al lor, a creat o stare de tensiune în rândul jucătorilor, o stare de tensiune în rândul conducătorilor, o stare de tensiune și de nemulțumire care a dus la situația pe care o avem acum. Vreau să vă întreb o chestie, că îl cunoașteți la perfecție probabil pe Sorin Cârțu, v-a fost antrenor în 91 când echipa a câștigat campionatul. E foarte greu de gestionat o relație cu Sorin Cârțu. El în momentul ăsta, din poziția lui onorifică la club, totuși are o influență asupra clubului, pentru că discută cu Rotaru, discută cu oamenii din club. Ok, nu asistă la antrenamente, poate nu se bagă în lucruri, dar e greu de gestionat o relație cu Sorin Cârțu? Mă rog să mă credeți, s-ar putea să fiu considerat subiectiv. Da. Mie nu mi se pare greu să colaborez cu Sorin Cârțu.
Nu vă e Sorin greu. Cârțu, până la urmă, are o experiență. Deci ar trebui să fie un câștig pentru orice antrenor că l-are pe Sorin Cârțu lângă el. Eu, dacă aș fi fost antrenor la Universitatea Craiova, aș fi cerut punctul de vedere al lui Sorin Cârțu. Aș fi încercat să-l atrag de partea mea. Nu să fiu mândru și orgolios și să nu iau în seamă pe mai mult să și ies cu declarații care să ne asigure alibiuri. Am fost până la un anumit punct un susținător fervent al lui Mirel Lădoi. L-am susținut în conflictul pe care l-a iscat în cadrul vestiarului până la un anumit punct. Însă totuși, nu poți să te compozi ca un fost capitan de echipă, trebuie să te compozi ca un antrenor. Nu poți să te comporți cu, să zicem, lipsă de încredere față de grupul pe care îl conduci în momentul în care tu ai acceptat să lucrezi cu acel grup. Asta este punctul meu de vedere și îmi pare rău pentru el, dar dacă va continua de aceeași manieră, nu va reuși pe nicăieri până se va duce. Cu atât mai mult cu cât cred că mulți dintre conducătorii din prima linie, patronii, nu vor dori un antrenor care să vină să le dărâme jucătorii din punct de vedere moral, declarându-i nepregătiți și lipsiți de valoare, în contextul în care tu ai avut performanțe cu ei în perioada trecută sau în perioada dinainte de a veni tu. Da, adică e prea evident că la doar o lună după ce s-a întâmplat episodul ăla, lucrurile s-au terminat și s-au terminat într-o mare tensiune. Nu e întâmplător. Puneți-vă dumneavoastră în locul jucătorilor. Da? Puneți-vă în rândul conducătorilor. Și cum va simți în momentul în care ai investiții de milioane în echipă și vine un antrenor și spune, îmi pare rău, dar mai mult de 3/4 dintre ei nu corespund din punct de vedere valoric, sunt plafonați, sunt blazați și nu pot face performanță cu ei, trebuie să aducem alții. Da. Gândiți-vă că asta înseamnă reziliere de contracte, asta înseamnă lipsă de încredere pe care tu o ai din grup. Ori în acest context nu poți continua fără să ai clar repercusiuni asupra ceea ce se întâmplă în activitate. Dar știți ce vreau să vă întreb? Și dacă, prin absurd, și dacă Mirel Rădoi are dreptate în ceea ce a spus? Deci, să fie clar, Mirel Rădoi are o parte din ceea ce spune veridică. Este clar că există anumite probleme ce țin de grup. Dar aceste probleme, tu ca antrenor, tu trebuie să le rezolvi dacă ai caritățile, valoarea și inspirația necesară pentru a duce echipa mai la următorul nivel. Nu te poți să dărâni ca să faci ce? Să lași totul dărâmat și tu să pleci? Pentru că el cam asta a făcut. A venit, a tras un semnal de alarmă, a început să dărâme și în momentul în care a simțit că ceea ce dărâmă nu poate construi rapid sau nu poate să ducă la îndeplinire ceea ce a propus, fuge. Asta a făcut. Păi, în contextul în care patronul, inclusiv președintele Cârțu, declară că nu vor să-l schimbe, că vor să meargă mai departe cu el, că îi dau o mână liberă, iar el își dă demisia, ce spune asta? Spune că nu ai încredere în grup, că nu-ți asumi responsabilitatea, deși tu te-ai apucat să faci un lucru care nu ajută clubul în momentul ăsta, când el a plecat. Un lucru vreau să vă mai întreb. În condițiile în care plaja de antrenori e destul de restrânsă în fotbalul românesc, cum vedeți următoarea mutare pe care ar trebui să o facă clubul? Eu am spus-o de astă vară, înainte de a-l aduce pe Balint și înainte de a-l aduce pe Rătăi. Varianta cea mai plauzibilă este Eugen Neagoi. Eugen Neagoi, care a jucat aici, care știe care este spiritul Craiovei, un antrenor cu experiență, un antrenor care cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă Craiova fotbalistică, un antrenor cu personalitate și cu caracter. Uh-huh. Asta am spus-o de la început, asta a fost opțiunea pe care eu i-am transmis lui Rotaru. Da. Că poți și nu face decât ceea ce vrea el, să fii sănătos. Da. Sezonul ăsta pare unul totuși compromis până în moment. Adică unul dintre obiectivele am pierdut este vorba de Cupa României. Da. Și al doilea, ce reprezintă obiectivul prioritar, calificarea în primele șase, încă nu este compromis. Dar dacă rămânea Rădoi, să-l compromitea și pe asta.
așa cum a compromis și cupa și calificarea în grupele Conference League. Da. Și nimeni nu i-a spus nimic. Nimeni nu i-a spus nimic. Dar am avut tot încredere în el și aveam în continuare încredere în el. Să dacă nu are încredere în el, ce să facem? Și își dă demisia. Asta e. Ciprian Panait vrea să vă spună ceva. Vă rog. Badea. Bună dimineața. Vă salut, bună dimineața, domnul Badea. Eu n-aș vrea să comentez sau n-aș vrea să judec pozițiile celor două părți în momentul ăsta a lui Rădoi și poziția clubului. Eu văd lucrurile din afară și vorbesc ca un antrenor acum care mă uit la Craiova și știu eu și mi-aș pune o mare problemă. La Craiova în ultimii 2 sau 3 ani s-au schimbat nu știu câți antrenori, dumneavoastră știți mai bine ca mine. Și nu au fost antrenori doar așa, știu eu, de nivel mediu. Au fost antrenori cu nume grele, nume și antrenori respectați. Acum eu vin și vă întreb, din punct de vedere al conducerii clubului, nu credeți că totuși, când schimbi atâția antrenori și ai cam același lot, același nucleu de jucători, și ajungi tot timpul foarte aproape de obiectiv și îl ratezi la mustață în ultimii ani, nu credeți că totuși problema n-ar fi numai la antrenor, ca să nu spun că cineva greșește? Nu. Nu credeți că și grupul de jucători, care în mare parte la Craiova este același și de remarcat că există stabilitate, dar eu așa aș vedea lucrurile. Și eu vă spun asta prin prisma a ceea ce, cum să zic, a ceea ce am trăit și eu în cariera mea, chiar dacă în străinătate, nu în fotbalul din România. Și de-aia eu aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere, pentru că eu ca antrenor, dacă tot văd că nu merge, mă gândesc că ar trebui făcute niște schimbări și din punctul ăsta de vedere la nivelul grupului. Pentru că eu cum percep acești jucători, îi văd niște jucători plictisiți, niște jucători care au siguranța unui trai foarte bun, care au siguranța, știu eu, sprijinului necondiționat al clubului, așa ar trebui să fie. Dar sunt anumite condiții în care acești jucători ar trebui să trezească și din ce am auzit eu cred că la condițiile pe care le oferă clubul și la suportul din toate punctele de vedere la nivel de performanță, eu cred că acești jucători n-au scuze. Știa, eu mă gândesc, băi, când ăla nu-i bun, mă refer la antrenori, băi, n-ar fi cazul totuși să încercăm să schimbăm puțin și nucleul ăla care sunt, știu eu, care ar trebui să producă explozie de performanță în momentul ăsta la Craiova sau chiar și în anii din urmă. E doar o, cum să zic, o constatare și aș vrea să aud și punctul dumneavoastră de vedere. Încă o dată, nu vreau să judec clubul sau să judec pe Mirel Lădoi sau ceilalți antrenori. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că sunteți un fin observator al fenomenului, vă pricepeți foarte bine și este normal să observați ceea ce, de fapt, observăm destul de mulți care iubim această echipă. Este clar că Rotaru are un buget, trebuie să se încadreze în el. De-a lungul timpului s-au reușit două cupe, o supercupă și foarte aproape, în aproape fiecare an, de îndeplinirea unui obiectiv pe care ni-l dorim din 91, acela de a câștiga campionatul. Asta arată că, din punct de vedere al managementului și al organizării, au fost făcuți mulți pași înainte. În sensul că am fost acolo aproape, că nu s-a reușit, gândiți-vă că totuși bugetul este limitat, că s-a făcut destul de mult cu ceea ce am avut la dispoziție. Este adevărat că, virgulă, orașul asigură o infrastructură fantastică din punct de vedere al infrastructurii sportive, că clubul pune la dispoziție condiții la superlativ pentru pregătirea, pentru recuperarea sportivilor, ceea ce nu oferă o altă echipă din țară. Vă rog să mă credeți, am jucat 10 ani în străinătate și vă pot spune că la Craiova chiar sunt condiții extraordinare din punct de vedere al condițiilor care sunt oferite jucătorilor. Deci a făcut cam ceea ce trebuia Rotaru. Probabil că este un pic cam sentimental, în sensul că se leagă destul de mult sufletește de anumiți jucători, dar este om, nimeni nu este perfect. Toți avem un călcâi al lui Achille. El probabil că din dorința de a avea o relație perfectă cu jucătorii foarte importanți, a pierdut, eu știu, pe alte părți. Nu dezvolt mai mult subiectul, pentru că, până la urmă, la această întrebare ar trebui să vă răspundă direct implicați în managementul operațional al echipei.
O ultimă întrebare despre Mondial vreau să vă întreb, domnule Badea. Cum vedeți, azi încep sferturile, cum vedeți ce se va întâmpla de acum încolo? Ce favorit aveți? Cine credeți că va câștiga titlul ăsta Mondial? Încă de la început am avut o favorită pe Argentina. Am spus că pe Japonia ați avut o favorită. Japonia, ca și Coreea, două dintre țările în care am jucat 7 ani, da, au progresat foarte mult. Acum câțiva ani îi luam la preț de matineu și pe japonezi și pe coreeni. Însă investițiile majore în infrastructura stadionelor, în aducerea jucătorilor străini de mare valoare, în aducerea de tehnicieni de mare valoare, își arată roadele. Uitați-vă că japonezii au fost aproape, că, virgulă, coreenii au jucători care joacă prin Europa la echipe de mare nivel. Ceea ce arată că progresul celor două țări este foarte mare din punct de vedere fotbalistic și că în viitor vor fi clar nu citar pentru echipele importante ale lumii. Gândiți-vă că n-a fost un accident în 2002 când Coreea a ajuns în semifinale. Da, și cu ajutorul arbitrilor un pic, dar da, a fost... Cu ajutorul arbitrilor, uite, au fost acolo. Da. Iar acum arată că valoarea jucătorilor coreeni, că, virgulă, calitățile lor sunt deosebite și că fotbalul din zona respectivă a progresat foarte mult. Deci eu, răspunzând la întrebarea noastră, sunt fan Messi de 5 cu Argentina, deși după primul meci măcar ne umflasem, vă rog să mă credeți. Era greu să-i văd dincolo de grupe. Da. Dar iată că jocul a crescut și că în momentul actual reprezintă un potențial fantastic pentru a câștiga Cupa Mondială. Mulțumesc mult de tot, domnule Badea, pentru intervenție. O zi bună, spor la treabă, toate bune, numai bine. Da, Argentina, care a pierdut primul meci în fața unei echipe în care erau marcatorii celor două goluri, au fost antrenați de invitatul nostru din această dimineață, Ciprian Panai. Deci cum era cu... se ducea să vadă, deci nu mi-e se din cap, se ducea să vadă... Asta e fantastic. Asta e fantastic. Deci ce era, Jaguar sau ce era? Panteră? Ce era? Jaguar, parcă, da, nu? Leopard. Leopard, incredibil. Deci să le spunem oamenilor care nu știu... Al doilea marcator din meciul cu Argentina, Saudit, mă refer la atacantul... Saleh Al-Sheri. Așa. Saleh. Pe care l-a antrenat tu. L-am avut jucător la Raed. Mergea acasă la unul din fundașii... La fundașul dreapta. Da, pentru că... Povestește tu mai departe, că da. Trăiau, ei erau un grup de jucători, 4 sau 5, care erau din Jeddah. Da. Și erau foarte legați așa între ei și la un moment dat, când aveau zile libere, mergeau în Jeddah și văd fundașul dreapta, la un moment dat, zgâriat aici la închetură și nu știam ce se întâmplă. Mă rog, am tăcut în gură, am exclus varianta că ar fi avut, știu eu, vreo relație cu vreo femeie, pentru că acolo știam că nu-i căsătorie și este exclus să aibă așa ceva. O relație cu o femeie pasională, care dacă îl zgâria așa, ca un leopard, așa. Da. Da. Și văd a doua zi, a treia zi, cu bandaje din ce mai mari și îl întreb, Murad, totuși, spune și mie ce se întâmplă, că doctorul îmi spunea, zice, nu, e ok, face antrenament. Și pe mine asta mă interesa. Da. Și îl întreb mai în glumă, Murad, spune ce se întâmplă, te rog frumos. Și zice, nu se întâmplă nimic. Bine, da, te văd de vreo 4-5 zile cu bandajele astea la mâini, care e problema ta? Și zice, coach, spun ceva, dar rămâne antrenorul, ia zi. Zice, am acasă o pisică și mă zgârie. Zic, bă, da, pisica asta e cam mare dacă te zgârie așa. Ce nu, zice că e un leopard, așa. Zice, da, câte luni are? Păi zice, are vreo 6-7 luni. Și ce dai să mănânce? Păi zice, dau să mănânce în general pui, dar cea seara am uitat să-i dau pui și a venit peste mine în pat. Zice, data viitoare când nu vii la antrenament, să fii sigur, să fiu eu sigur și liniștit că te-a mâncat leopardul, așa că nu uita să-i dai de mâncare, da? Asta a fost. Iar vârful, Saleh Al-Sheri, da, îmi povestea asta, zice, da, coach, are dreptate, zice, să știi, când ne dai zi libere, deci mă duc la el să văd și eu, să-i văd pisica lui ăsta, să-i văd leopardul, zice, și într-adevăr e fantastic. Și la finalul perioadei noastre împreună, leopardul deja era mare, cred că ajunsese la un an și ceva și îmi spunea, zice, nu mai pot să-l mai țin... Nu pot să mai țin liber, zice, am făcut o cușcă, în schimb, zice, pe social media e atracția principală. Wow! Asta seama. A fost. Da. Wow. Da, și mi-a și spus la un moment dat, mi-a și spus cât a plătit pentru leopard să-i aducă pentru pui în momentul ăla. Așa. Să-i aducă cineva din Africa. Nu mai amintesc exact, dar cred că e o sumă undeva în jur de $3,000-4,000.
Wow. Nu, dar repet, nu mi-amintesc exact. Deci, nu practic, animal exact, de companie, dar... probabil cumpărat de pe exact. Piața neagră din Africa. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Și ați văzut cum, numai ieri am văzut, chiar dacă nu mă înșel la dumneavoastră, în ziar, am văzut cum olăroiul plimba un leu alb. Da, exact. Așa că, deci dacă olăroiul a făcut asta, se confirmă ceea ce... Și am mai auzit ce am văzut, dar eu am trăit-o cu jucătorul direct. Vă dați seama ce șoc am avut. Prima dată nu mi-a venit să cred. Și când a venit Salek și mi-a spus, da, coach, să știi că noi ne adunăm la ăsta acasă și ne jucăm cu leopardul ăsta, când era mai mic atunci. Wow, mi se pare incredibil. Incredibil. Da, da. Și nu numai asta. În Riad am avut prieteni, vă dați seama, 3 ani de zile la Hilal, am cucerit 2 titluri, am fost la prima echipă de 2 ori și am salvat echipa în situații limită. Da. Am jucat în Liga Campionilor, lumea mă iubește fantastic acolo și mi-am făcut mulți, mulți prieteni din toate păturile sociale și vreau să vă spun că în general cei care aveau bani foarte mulți, care făceau parte din, știu eu, din clasa asta superioară, dacă mi-e permisă această exprimare. Da. Toți aveau animale de companie, știu eu, feline. Spre exemplu, am câștigat al 2-lea titlu și așteptam, Hilalul mi-a propus un alt contract și eu așteptam să văd dacă, știu eu, dacă într-adevăr contractul respectiv se referă la ceea ce îmi doream eu. Și am avut o lună de vacanță, dacă pot să spun așa, și mă invitau mulți, mulți, enorm. Și la un moment dat am fost la un businessman acasă, pe care nu l-am cunoscut decât în momentul ăla. Da. Eu n-am știut că acolo e numai parcul lui de distracție și vreau să vă spun că în parcul lui de distracție avea la fel un ghepard legat cum ținem noi câinii, dacă vreți, în curte, la țară, legat cu lanțul. Cu lanțul. Ăla nu era legat cu lanțul, era legat cu un cordon. Avea pe cineva, un indian care stătea numai lângă el să-l liniștească, că apăream noi și devenea nervos, iar indianul respectiv stătea lângă el, îl mângâia, îl ținea în brațe, dar vreau să spun că era un ghepard matur. Oameni. Apoi am văzut cămile astea, erau ceva, ceva normal. Păsări exotice, struți, deci cam asta... Asta denotă, știu eu, dacă vreți, statutul și nivelul financiar pe care l-a avut persoana respectivă. Și cam cu asta, știu eu, se delectează ei. Ai pronunțat un nume, Murad? Era Murad al-Rashidi, cumva? Da, Murad al-Rashidi, un jucător cu păr creț așa mare, ca Fellaini de la Belgien. Exact așa, da. Bun. Un tip care noi spuneam că n-are sentimente, nu, am luat gol în minutul 1 într-un meci decisiv pentru noi din cauza lui. A fost vinovat acolo și asistentul meu strigă la el, hei Murad, ți-am spus să fii acolo pentru că golul a fost din corner. Și el a zis, da, și n-am fost. Care e problema? O relaxare teribilă. Da, exact. Dar am câștigat meciul respectiv cu 5-1, a fost toată lumea fericită și după meci ne-am îmbrățișat cu toții. Ce era să facem? Vă dați seama. Ce puteam să-i facem? Să-i luăm gâtul și am înțeles că așa, ăsta e Murad și așa trebuie să ne comportăm cu el. Trebuie să ne așteptăm la orice. Te-a surprins, fii atent, după victoria în fața Argentinei, te-a surprins faptul că totuși Arabia Saudită n-a reușit să treacă mai departe? Nu m-a surprins. Eu am spus în intervențiile mele TV și la toate posturile și în presă în momentul ăla, am spus că cel mai dificil meci va fi următorul. După meciul cu Argentina și așa a fost cu Polonia, au jucat bine acolo, dar n-au avut șansa să marcheze și de asta au ajuns, știu, în situația în care Mexicul, din punctul meu de vedere, o echipă mult mai bună, i-a dominat, dar chiar și acolo, dacă nu ratau acel penalti, eu cred că aveau șanse să obțină un rezultat care să le permite calificarea, pe care eu, din punctul meu de vedere, o meritau. Eu am fost extrem, extrem de dezamăgit de Polonia. Dacă mă întrebați pe mine, cred că e una dintre cele mai slabe echipe pe care le-am văzut vreodată la un campionat mondial. Sunt de acord cu tine și mie mi s-a părut o echipă fără niciun fel de, de consistență, fără niciun fel de nicio dimensiune, așa n-a avut echipa asta. Exact. Și vă mulțumesc pentru că știu că sunteți de acord cu mine, pentru că sunteți un fin observator și vedeți realitatea. Însă eu mi-aș permite cu voia dumneavoastră să clarific un lucru pe care l-am afirmat înainte să intervină domnul Badea prin telefon. Așa, ok. N-aș vrea să apară în media asocierea dintre Mirel Rădoi și faptul că eu am spus că cine spune, scoate cuvinte din vestiar un trădător. N-aș vrea să se considere asta. De-aia eu tot timpul am
Mi-am dorit să fiu foarte clar și să precizez asta. Sunt un suporter al lui Rădoi pentru că e un antrenor tânăr, fără experiență, dar este modul meu de a vedea relația mea cu jucătorii. De-aia am înțeles. Precizat. Ok, eu așa... am înțeles, da. Exact. Am priceput. Asta da. Am vrut să precizez. Ok. Nu spune nimeni că... Nu, evident. Fiecare antrenor își gestionează în felul lui relația cu jucătorii și exact. Fiecare exact. Vestiar îl consideră pe antrenor într-un fel sau altul. Categoric. Bun. Și vă mulțumesc pentru înțelegere. Întrebare. Ce chestii, ce tendințe noi ai sesizat la mondialul ăsta? Am vorbeam ieri cu Andrei Preperiță aici în studio și îmi spunea, am observat la mondialul ăsta faptul că echipele joacă un fotbal foarte ofensiv, aduc foarte mulți oameni, fundașii laterali joacă foarte sus, iar fundașii centrali, de acum, din prezent, nu mai trebuie să se dubleze, adică nu mai trebuie să mai stai cu trei fundași pentru doi atacanți. Dacă ei au doi atacanți, joci cu trei fundași, că să nu cumva să creezi o superioritate, să nu cumva să te surprindă. Nu, atacanții, fundașii centrali din ziua de azi sunt capabili să țină 1-1 atacantul advers. Adică dacă echipa adversă joacă cu doi atacanți, tu joci cu doi fundași centrali, pentru că fundașii tăi centrali asta sunt... Asta e ușor. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru această întrebare și încă o dată îmi exprim aprecierea pentru modul cum vezi fotbalul. De ce spun asta? Pentru că e ușor să, decât să bați câmpii la televizor, să spui ce echipament are ăla, ce a făcut Ronaldo, da. Și foarte greu să discuți chestii profesionale. Eu remarc, știu eu, sunt de acord cu ceea ce a remarcat și Andrei Prepeliță, un antrenor tânăr care are timp să învețe și să se uite în detaliu la meciuri. Sunt sigur că odată cu experiența va veni și această abilitate, dacă vreți. Mai mult decât ce a spus Andrei, eu aș remarca următorul lucru. Abilitatea asta a fundașilor centrali, și aș începe de la fundașii centrali, de a juca unul la unul, să știți că în fotbalul european este, cum să zic, este lege de mai mulți ani. De mult mai mulți ani. Și puteți să verificați dumneavoastră și vedeți meciuri în fiecare zi, vedem împreună meciuri în fiecare zi în campionatele puternice, în care acest lucru este sfânt. Ce nu înțelege lumea, ce nu vede lumea, este următorul lucru și eu mi-asum asta, pentru că nici eu nu știam și nu vedeam până când n-am studiat în amănunt modul cum Real Madrid pe vremea lui Mourinho asigura, știu eu, superioritatea în zona defensivă între fundași și centrali. Și vă spun eu, fundașii centrali joacă 1-1 cu atacantul, dar în anumite situații, în funcție de poziția mingii, mijlocașul central, acel număr 6, cum a fost Casemiro la Real Madrid, care a făcut uluitor acest lucru până să plece la Manchester, mijlocașul central intra între fundașii centrali. Da. Ăsta era omul care asigura dublajul. Deci dacă, știu eu, Eder Militao ieșea în dreapta, când mingea era în partea dreapta lor, ieșea în dreapta să dubleze fundașul dreapta sau vârful lui, cu care juca 1-1, scotea în zona respectivă, al doilea fundaș central, Alaba, să spunem, stătea pe loc în zona lui, în partea stângă, iar zona liberă, creată prin ieșirea lui Eder Militao de acolo, era ocupată automat, fără nicio problemă de Casemiro. Da. Deci ăsta este cel mai bun exemplu ca să susțină teoria pe care dumneavoastră ați observat-o și care în Europa se întâmplă de mult. Sunt de acord în America de Sud, pentru că sunt jucători irresponsabili în cea mai mare parte din punct de vedere tactic. În Asia, la fel, sunt jucători care nu și asumă responsabilități, în care nu poți să ai foarte mare, știu eu, bază. Foarte mare așteptări că-ți respectă 100% organizarea tactică. Da, în momentul ăla tu ca antrenor trebuie să-ți iei măsuri, să încerci să la nivelul fundașilor central să mai pui un fundaș central dacă ei joacă cu doi. Da, sunt de acord. Dar în fotbalul avansat, fundașii centrali joacă 1-1 în orice circunstanțe. Mai departe, ce am observat este răbdarea cu care toate echipele își pregătesc acțiunile ofensive. Deci pe faza ofensivă, un lucru care îl puteți remarca ușor, nu mai există posibilitatea să pleci cu construcție de la portar. Și am văzut că echipa care a adus asta la paroxism e deja acasă. Mă refer la Spania, da. Spania care a pasat cu portarul, iar portarul s-a apucat să și dribleze în două rânduri în meciul cu Coreea, dacă nu mă înșel, au jucat ei sau cu Japonia? Cred că au luat bătaie. Da. Așa? Bun. S-a apucat să și Unai Simon s-a și apucat să dribleze. Nu mai văd asta
știu, o preocupare fantastică să pleci cu construcție de la portar, pentru că imediat echipa adversă îți pune doi atacanți în față și sunt șanse mici să reușești. O tendință de a pleca foarte repede în momentul când ai câștigat mingea, indiferent că ești un lateral sau un centru, în momentul când echipa câștigă mingea în treimea adversă, să joace repede pe vârf și în situațiile în care echipa adversă se apără foarte jos, cu un bloc defensiv foarte jos, golurile au fost marcate pe tranziție ofensivă foarte rapidă și aici jucătorii care fac diferența, știți și dumneavoastră, jucătorii de mare viteză care, știu eu, își pun calitățile în pot în să scoate om din da. Exact. Bun. Și l-avem pe Mbappé și ați văzut cum Franța a scris. O secundă, discutăm acum și cu Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal. Bună dimineața, domnule Țicleanu. Bună dimineața, domnilor. Ce faceți, stimate domn? Scriem despre fotbal, ne uităm la fotbal, vorbim despre fotbal, mâncăm fotbal. Așa? Ce gust are fotbalul românesc, domnul Țicleanu, când îl mâncați așa? Domne, fotbalul românesc câteodată are un gust acceptabil, câteodată nu. Din păcate... E ca o supă fără sare sau ca o ciorbă în care se simt toate ingredientele? Nu, ingredientele sunt toate acolo, sunt bune, dar lucrurile nu sunt puse așa cu cap. Din păcate, la noi conduc cei care nu au făcut școală. Uh-huh. Vă mai spuneam eu că să ajungi jucător, faci școală, să ajungi arbitru, faci școală, să ajungi antrenor, faci școală. Da. Dar fotbalul este condus, din păcate, de patroni care n-au făcut nici măcar sport. Da. Nu neapărat fotbal și exemplele continuă. Problema e că sunt și antrenori care n-au făcut școală, adică... Sau, mă rog, au făcut-o târziu. Nu pot să fie antrenori fără școală. Pentru că și aduceți în discuție problema școlii de antrenori din România. Școala de antrenori din România trebuie să respecte legile acestei țări. Da. Și trebuie să respecte programa celor de la UEFA, pentru că sunt cei de la UEFA care acordă diplomele. Da. Și sunt diplome de perfecționare acestea. Licența B, care are un anumit specific pentru munca de copii și junior, licența A, care te duce până în anticamera marii performanțe, și licența Pro, care te duce spre performanță. Iar drumul de aici, după ce faci 1078 de ore, mi se pare, ca să obții carnetul de antrenor, faci 120 de ore pentru licența B, faci 180 de ore pentru licența A, faci 360 de ore pentru licența Pro, exact așa cum există peste tot în Europa. Ok. Bun. Vreau să vă întreb o chestie. Și după aia mă întorc la... Vreau să vorbesc și cu dumneavoastră despre mondial și despre tendințele pe care le-a sesizat la campionatul ăsta mondial. Dar o singură întrebare am pentru dumneavoastră. Ca om care a îmbrăcat tricoul Craiovei și a avut performanțe mari cu echipa asta, Universitatea Craiova, cum vedeți convulsiile din club din ultimele zile? Cosim, m-au surprins foarte tare. M-au surprins foarte tare și nu înțeleg unde s-a produs ruptura. Este vorba, dacă este să analizăm, este vorba de un președinte, Sorin Câțu, care e fratele meu și pe care îl cunosc de unii. Da. Și știu că este foarte ambițios. El a fost campion ca jucător, a fost campion ca antrenor și știu foarte tare că își dorește să fie campion și ca președinte. Dar nu cumva, domnule Țicleanu, vă întreb că îl cunoașteți cel mai bine, probabil, dintre toți cu care am vorbit în ultima perioadă despre ce se întâmplă la Craiova. Nu cumva ego-ul lui, personalitatea lui, arde un pic antrenorii care vin în club? Nu știu, sau să mă gândesc că s-ar putea să ai dreptate pe undeva, dar... Vin și spun, Mirel Rădoi era ca și copilul lui. El l-a adus, a fost pariul lui. Da. Adică cu copilul meu îmi permit mai mult decât cu alți copii, copiii străini, să spun. Adică o discuție dintre tată și fiu, cu ghilimele de rigoare, că nu, să nu se înțeleagă acum alte lucruri. Că trăim într-o vreme în care suspiciunea este la mare rang. Da. Așa,
O astfel de discuție, mai ales pe teme de fotbal, îl cunosc pe unul, îl cunosc pe celălalt, mi-a fost Mirel Rătoi, mi-a fost cursant la licența Pro, da. A fost în grupa mea. Copilul ăsta l-am văzut la antrenamente, l-am văzut la jocuri, l-am văzut pregătind antrenamentele, pregătind jocurile, făcând analize. A bătut campioana mondială la vremea respectivă. Ucraina era campioană mondială la U20 și la 4-5 luni a jucat contra lor și a bătut aici, pe stadionul Anghel Iordănescu. L-am văzut pregătind meciurile pentru turneul final U21. Mi-a dat să analizez adversari pentru Jocurile Olimpice. Eu am crezut că la Jocurile Olimpice, cu ce lot a plecat, nu face niciun punct când i-am văzut adversari. Deci mă surprinde total ce s-a întâmplat acolo și chiar nu mi-explic. Nu știu unde s-au rupt și de ce s-au rupt. Poate că încă Rădoi... mai cunosc și... Da? Scuze. Îi cunosc și oamenii din staff lui Rădoi. Da. Am lucrat și alături de ei pe la școala de antrenori. Adică, dom'le, erau toate ingredientele. Uite că iar revenim la ingrediente. Da. Dar probabil undeva fotbalul românesc are și problemele acestea, nu știu, și orgoliu, și personalități puternice. Chiar nu știu și mă surprinde și chiar îmi pare rău, pentru că e vorba de prieteni. Uh-huh. Vreau să vă întreb despre Mondial, dacă tot v-am prins. Ce ați sesizat la Mondialul ăsta, din punct de vedere tactic? Ceva, vreo inovație, vreo improvizație, ceva, vreo tendință pe care o vom vedea în fotbalul românesc, nu știu, în ceva timp. Nu. Nimic? Nu. Nu, în sensul că nimic. În sensul că nimic nou. Nimic nou, da. Păi da, în sensul ăsta. Fiecare țară are un staff. Ce vedem noi, 26 de jucători? Să vă gândiți că sunt probabil tot atâtea în ceea ce înseamnă echipa din spatele echipei. Da. Adversarii se analizează foarte bine. Chestia asta poartă și un nume, scouting de analiză tactică, în care sunt unii care te analizează pe tine. Deci ai tăi te analizează pe tine, jocul tău, și spun ce slăbiciuni și ce puncte forte dai impresia pentru adversar. Și își pregătesc cam cum, de unde pleacă analiza adversarului, pentru că ei se urmăresc de mult timp. Și am văzut Brazilia, care joacă cu Coreea de Sud și joacă special pentru Coreea de Sud. Deci nu vin că de pe o platformă de mari jucători care joacă la cele mai mari echipe și joacă ce știu ei. Ca pe vremuri, nu ne interesează adversarul, ne facem jocul nostru. Bravo! Da. Și știu și cine știm și cine a spus-o, Neaemi Ienei, care spunea că nu-l interesează adversarul. Exact. Deși Sun Tzu, în Arta Războiului, spunea: important este să te cunoști pe tine, dar mai important este să-ți cunoști adversarul. Și atunci ei se duc din punctul ăsta de vedere, iar vă aduceți aminte, Coreea de Sud n-a avut niciun contraatac. Niciun contraatac. Danilo era fundajul stânga, care joacă la Juventus, fundaj dreapta, mijlocaș central, chiar fundaj central. Și ajungea la centrul terenului și venea mijlocaș central. Pentru că acolo, pe undeva, era zona lui Song. Și orice minge recuperată și trimisă către Song găsea deja o aglomerație de Marquinhos cu Thiago Silva, era și Danilo, înainte de a se trage în stânga. Deci am văzut că sunt studiați extraordinar de tare adversarii și se respectă. Iar jucătorii, cu cine sunteți acolo în studio? Am auzit... Pe Ciprian Panait îl avem aici în studio. Prietenul meu, Cip, da. Și l-am auzit pe Cip vorbind. Da, ei se cunosc foarte bine și respectă fiecare jucător, înțelege că este spre binele lui și binele echipei. Uitați, vreau să vă arăt amândurora două chestii, două instantanee surprinse la Mondialul ăsta. Dar eu cum să fac să văd? A, nu vedeți. Da, iertați-mă, nu vedeți. Vă explic eu atunci. Vă descriu eu ce o să vedem imediat în ecran. Este modul în care Anglia și Franța pleacă în atac. Anglia are un contraatac în meciul cu Senegal.
un contraatac la care participă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jucători. Deci sunt 2 jucători care practic sunt capul acestui contraatac și alți 5 sunt la suport. Vin și sprijin acest atac rapid în cazul în care, nu știu, faza se prelungește un pic, să rămână probabil undeva o superioritate. Vedem că sunt 2, 4, doar 6 jucători senegalezi în apărare la faza asta. Și acum o să vedem și modul în care atacă Franța rapid. Deci aici este un contraatac, un atac rapid al Angliei la campionatul ăsta mondial, cu 7 jucători, repet, plecați în ofensivă, pe tranziția asta, cum se spune acum în fotbal. O să vedem la Franța cât jucători pleacă pe contraatac. E o secvență din meciul cu Polonia, iată. Sunt doar 3 jucători francezi plecați pe contraatac, restul echipei rămâne cumva în spate, o distanță mare se creează între cei 3 plecați, dar e o formă de siguranță pe care o văd la Deschamps, sau cel puțin asta înțeleg eu din ce văd aici. Nu mai pleacă un al patrulea, sunt 3 contra 3 pe acest atac, mă rog, iese și golul, un gol din această fază. Ciprian, în primul rând tu ai văzut faza asta, cum ți se pare? Da, sunt cele două echipe care se vor întâlni mâine seară. Sigur. Dați-mi voie să-l salut și eu pe Aurică Țicleanu, să spun că e un om pe care îl admir fantastic și de la care am avut de învățat și voi învăța în continuare cu certitudine. Și să mă întorc la ceea ce eu spuneam înainte să intervină acest telefon, că în momentul în care adversarii au un bloc defensiv foarte jos, tranziția ofensivă devine principala armă și eu am spus de Franța. Dumneavoastră mi-ați ridicat mingea la fileu și ați pus o imagine fantastică legată de evoluția Angliei. Sunt două aspecte diferite. În primul rând, luăm cultura din cele două țări, cultura fotbalistică mă refer. În Anglia, vedeți dumneavoastră, jocul lor este tot timpul în tranziție. Este un joc alert, într-un ritm fantastic, jucătorii sunt antrenați, sunt educați să fie box-to-box, iar echilibrul defensiv al Angliei este asigurat numai de 2 fundași centrali, eventual un fundaș lateral. Da? Așa a fost tot campionatul ăsta. Asta este cultura lor fotbalistică. Da. Pe de altă parte, la echipa națională a Franței, observăm ceva ce e specific, știu eu, dacă vreți, fotbalului mai calculat, mai tacticizat. Și vedeți asta, o să vedeți asta și în Italia. Contraatacul sau tranziția ofensivă, chiar și atacul rapid, este desfășurat cu 2, 3, maxim 4 coechipieri. Apoi este foarte important în spatele celor 3 sau 4 care susțin acest contraatac, organizarea pe două linii, adică după cei 4 sau 3 din față vine încă o linie de 3 de mijlocași care sunt gata să recupereze orice minge respinsă de apărare adversă, linia a doua, o știe toată lumea din fotbal, iar a treia linie care trebuie să asigure echilibru defensiv și eventual să întrerupă orice atac advers, este formată din cei 2 fundași centrali plus un mijlocaș central sau un fundaș lateral, exact cum v-a spus Aurică Țicleanu legat de Danilo. Da. Deci asta este clasică. Eu am învățat acest lucru de la Peseiro la Rapid, când a venit de la Real Madrid, a fost secundul lui Queiroz și a fost omul care m-a învățat și a spus asta. Prima linie de atac sunt 3 sau 4, a doua linie va fi linia a doua în fața careului, care trebuie să susțină și să țină presiunea pe adversar, iar a treia linie de siguranță, 2 fundași centrali plus un fundaș lateral. Deci asta e ceea ce eu pot Domnule Țicleanu, da. Eu nu văd despre ce... Știu că n-ați văzut, dar v-am tradus eu în vorbe ce am văzut noi. Ok, am încredere mare în Cip că vede și explică. Da. Ce vreau eu să spun, și a sesizat Cip la un moment dat despre englez că își doresc să joace tranziție, cred că la meciul cu Senegalul s-a dat rețeta și francezii sunt convins că au văzut. Anglia este vulnerabilă la ceea ce înseamnă atacul poziționat. Construirea atacului din spate, de la portar, sau din spate cu fundașii centrali, cu Walker, cu Stones și cu Maguire, este călcâiul lui Achille. Dacă Franța, și sunt convins că se gândesc să le lase posibilitatea, să le dea impresia că pot să construiască cu cei 3, cu jucătorii de viteză pe care iau în atac, și dacă declanșează bine pressing-ul și e suficient să o fure o dată pe repriză, eu cred că aici s-ar putea face diferența. Pentru că Franța, în principiu, are cel puțin o viteză în plus față de Anglia.
Deci trebuie să ducă jocul pe anumite zone în care să-și exploateze viteza superioară a jucătorilor din benzi, în primul rând. Ce simți, cum simțiți, cum credeți că se va termina mondialul ăsta? Cine va fi campioană mondială? Eu am făcut, înainte de începerea mondialului, am făcut un portret robot al echipei campioane. Așa. Plecând de la elementele pe care le avem. În sensul în care avem un teren cu o iarbă care favorizează jocul în viteză. Da. Se udă terenurile și există o umiditate acolo care ajută mingea să circule mai repede și avem un balon pe care cei pe care l-au produs spun că este cel mai rapid din istoria acestui joc. Da. Și atunci este clar că avem nevoie de o echipă care are jucători de viteză. Uh-huh. Nu va fi o echipă cu jucători foarte în vârstă. Deci va trebui să aibă cel puțin echilibru din zona asta, pentru că pe căldura aia de acolo, chiar dacă spun ei că temperatura la nivelul gazonului este alta, totuși trăiești în mediul ăla, deci nu poate să fie o echipă mai în vârstă. Deci tinerețe, am spus viteză, da. Din punct de vedere tehnic, mi-aduc aminte Capello la analiza campionatului mondial din 2014 din Brazilia la Sankt Petersburg. A spus o chestie pe care am înțeles-o vreo 4 ani mai târziu. Zice, la acest campionat mondial, gesturile tehnice au fost executate în cea mai mare viteză de până acum. Dacă sunteți de acord, putem să ducem această remarcă și la campionatul mondial din 2022. Deci va trebui să fie și din punct de vedere tehnic, am vorbit de viteză, da. Și din punct de vedere tehnic și al preciziei, toate pasele, toate execuțiile vor fi duse la un nivel superior, tocmai pentru că este vorba de jucători de calitate foarte mare și care au o știință a jocului. Uite că iar mă întorc la știința Craiova. Deci care știu jocul, de jucători de mare valoare. Și atunci începem și căutăm. Și vedem că avem... Franța se potrivește. Se potrivește, Brazilia se potrivește și n-a scoate nici Argentina care a renăscut sau a născut aici, pentru că au avut marea șansă până la urmă. Inițial a fost neșansă să piardă primul meci, dar se pare că au trecut și au devenit mai puternici după aceea înfrângere. Am auzit că Messi s-a ridicat în autocar și a vorbit cu grupul și a strâns echipa și au făcut echipă. Și asta e o calitate, să fie echipă. Chiar dacă sunt jucători mari, să fie echipă. Nu știu, Portugalia s-ar putea înscrie și ea, dar nu știu dacă mai sunt echipă. Depinde de cum trec de convulsiile acestea cu personalitatea lui Cristiano. Mulțumesc mult de tot, domnule Țicleanu, pentru intervenție. O zi bună vă doresc. Salutări tuturor, numai bine și vă mulțumesc și eu. Mulțumesc mult de tot. Da, Ciprian, în final, cine crezi că va lua titlul mondial? Am auzit analiza lui Aurică Țicleanu. O analiză corectă pe fapte concrete, pe realități și eu sper că Franța, pentru că sunt european, pentru că îmi place rigoarea tactică, pentru că îmi place... ce văd în jocul Franței, e o echipă echilibrată, cu un mix de jucători cu experiență și, în același timp, și cu jucători foarte tineri. Iar dacă nu va fi Franța, mi-aș dori Brazilia, pentru că Brazilia rămâne farmecul fotbalului, așa cum era farmecul vieții, da. Pentru domnul Copos. Mulțumesc mult de tot, Ciprian Panait, pentru prezența în această dimineață. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem în weekend, duminică, ediție specială. Înainte, în pauză și la finalul meciului Chindia-FCSB, duminică seară. O zi bună, nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru tot ce e important în sport. Toate bune, numai bine!